Bună ziua, prieteni! Astăzi am un mesaj important pentru voi. Ba nu, scuzați, revin imediat. Mai scurt, astăzi a avut loc ședința Comisiei Juridice din Parlament. Domnul Sârbu astăzi a făcut câteva afirmații false pe care nimeni din dumneavoastră nu le-a negat. Acolo s-au întâmplat dezbateri aprinse. Mai scurt, în cadrul acelei dezbateri, cineva se scoală, Ștefan Gligor, care este reprezentantul grupului de inițiativă care vor să anuleze votul mixt. Reamintesc, anuleze votul mixt, asta ce înseamnă? Cei ce s-au votat de 850.000 de oameni, ei vor să anuleze ei acolo, nu știu câți oameni. Dar acolo au votat 850.000 de Zinaida Jolie, 850.000 de Adriana Ochișanu au votat, Natalia Gordie cu zis că susține. Cum poți să anulezi așa ceva? Și dacă dorim un viitor frumos și luminos, de ce? Cred că trebuie să facem acest lucru și să susținem acest sistem. Și cum ei vin și bagă bieță în roate la guvernarea pro-europeană? Și încă și culmea la tot asta, Ștefan Gligor s-a sculat, blin, și m-a numit drept în față. Știți cum m-a numit? Ia ca cum m-a numit el, blin, pe mine. Circ este acest aviz, absolut ilegal, cu argumente iurite, care neagă conceptul suveranității, care ne interpretează la articolul 2 a Constituției, domnul Sârbu, care este neagramat. Noi vrem să explicăm afară ești, răspunde și neagrămat. Auzi tu, clownele, ce ești tu? Dar eu ați văzut, eu repede am ripostat. Am ripostat foarte repede și curajos. Afară ești, răspunde și neagrămat. Auzi tu, clownele, ce ești tu? Pauză, neagrămatul, ce ești tu? Afară să ieși. Comisia reprezentantul. De la urmă, Ștefan Gligor și toată societatea asta voastră civilă, cum puteți să mă numiți pe mine agramat? Cum pot eu să știu rău o limbă, când eu nici nu știu ce limbă vorbesc? Și aceste tendințe să le cunoaștem. Cum v-ați identificat? Sunt moldovean și mă mândresc că sunt moldovean. Ce limbă vorbesc? Vorbesc limba de stat. E clar. Acolo nu puteți scrie limba de stat. Nu spune pentru că nu e română să mă numesc. Simplu, ce limbă? Limba de stat, conform Constituției. Nu există la recensământ. La recensământ am văzut doar moldovenească, română și așa mai departe. Păi? Trecem la următoarea întrebare. Da. Așadar, concluzie. Unul la mine. Mai bine să fii agramat decât clown. Ați văzut clownii cu nasul roșu periculos toată ziua? Ram-tam-tara-dara-ram-tam-tara-ra. A? Și doi la mine. Nu numiți agramat o persoană care, de fapt, nici nu este o persoană. Dar este o ființă nevertebrată. Și e normal această ființă să nu aibă limbă. Pentru că această limbă de mult este în... Nu se vede nici în acest moment luminița aceea de la capătul tunelului. Luminița se vede, Lorena. Luminița se vede. Asta e și problema, Lorena. Clasa politică... Absolut. Am văzut lumea.